campionatul nostru. Echipa de pe locul 2 înainte aceste etape e condusă cu 2-0 din minutul 13. Iată aici, pauza, acțiune individuală și urmează pasa, excelent gol, superb, Jack Mat făcută, da, defensiva voluntariului, aruncate 3-0, am nu știu cum chiar așa revise, incredibil, minutul 20. Acum merg mai departe și pusez. Să nu ne grăbim, 3-0 este rezultatul confort, tot ceea ce s-a întâmplat acest meci. Ilie Poinaru siderat în Cardener. Nu este voluntariul, n-a ajuns la stadion. Rău, mai rău, toată lumea. Să-l oprească cineva pe Bauza, pe Van Durmă nu-l ține nimeni aici, Ricardinho e pe niciunde. Bauza scoate bine de tot aici, n-a dat acolo tare în fața porții cu capul în pământ, așa cum probabil ar fi făcut-o mulți. L-am văzut, a pasat bine și Van Durmă face 3-0. Ricardinho, Matricardi, Igor Armaș nu au notă de trecere pe aceste prime 21 de minute. Da, semne elocvente pe care le face Ilie Poenaru către AS Levi și nu știu ce se mai poate schimba. E, ți-am spus, am mai avut 3-0. Să nu ne grăbim, nu? Am mai avut 3-0 pentru Craiova, s-a terminat 3-3, nu de mult, în mai. Am mai avut 2-0 și 3-1 pentru Craiova în penultimul meci, s-a terminat 3-3, dar deja e o raritate treaba asta. Se întâmplă a treia oară, intră în cartea recordurilor. Ideea este că voluntariul nu joacă pe fază ofensivă absolut nimic, n-a reușit să construiască, nu există trasee de joc, nu există absolut nimic din ceea ce a arătat trupa ilfoveană pe primele